Aș vrea să discutăm, pentru că nu mai avem foarte, foarte mult timp, și despre alegerile parlamentare anticipate ce vor avea loc în Republica Moldova pe 11 iulie. La ce să ne așteptăm, cum arată situația? Știu că ați fost și într-o vizită acolo. Da, am fost de câteva ori. Cum arată lucrurile acum? La ce să ne așteptăm pe 11 iulie? Da, este un culoare extraordinar pentru Republica Moldova să-și creeze o majoritate pro-europeană la nivelul Parlamentului, mai cu seamă că și ei au primit acordul pe o sumă foarte mare de la Comisia Europeană, care trebuie dusă în investiții, o sumă mare care se duce pe zona aceasta tot așa de relansare economică, de întărire a economiei Republicii Moldova, dar care sigur trebuie să ajungă în zona de investiții, infrastructură, sănătate, educație și așa mai departe. Și de asta e nevoie în Parlamentul României, în Parlamentul Republicii Moldova, tot aia cumva, de o majoritate pro-europeană. PMP are acolo un partid frate, Partidul Unității Naționale, un partid unionist care militează pentru reîntregirea țării și care are viziuni pro-europene, pro-NATO. Pe de altă parte, acolo există o propagandă extraordinar de puternică a socialiștilor și comuniștilor reuniți în același bloc electoral de data aceasta și care pe absolut toate pliantele ducă o propagandă extrem de puternică împotriva Occidentului, spunând că de fapt tot ce înseamnă Europa și tot ce înseamnă România este împotriva Republicii Moldova și că există un sabotaj așa pentru Republica Moldova. În fine, așteptarea mea este totuși ca oamenii și mai ales diaspora lor să iasă la vot în număr mare pe 11 iulie. Uite, de exemplu, e același obicei ca la noi. Ar fi trebuit să aibă 193 de secții în diaspora, pentru că au o diasporă enorm de mare, care cumva și diaspora noastră, ca au și cetățenie română, cei mai mulți dintre ei. Dar s-au aprobat numai 140 și ceva de secții pentru diaspora. Au fost proteste, au fost petiții. A ieșit mare scandal. A ieșit mare scandal, dar mare lucru nu s-a modificat. Deci, a rămas deci, tot cu atâtea aproximativ la fel, au mai dat câteva în plus, dar nu sunt până în 150 de secții. Dăduseră mai mult pe Transnistria, culmea. Da, deci sunt, vedeți, chestiuni similare ca la noi, același dispreț pentru cei care au plecat la muncă, pentru că n-au plecat de bine. Eu sper că va exista posibilitatea unei astfel de majorități pro-europene în Republica Moldova. Pe de altă parte, trebuie să știți că a trecut prutul și aurul de la noi, Aur Moldova, care acolo duce o campanie, dacă vreți, de deturnare a polului unionist din punctul meu, deci punctul nostru de vedere. Eu am tot spus că nu e loc de aur rusesc în Basarabia. Mă uimește faptul că pe listele Aur Moldova s-au înghesuit tot felul de politicieni eșuați din diverse partide vechi de prin Republica Moldova. Până la urmă, rolul sau obligația cetățenilor Republicii Moldova nu este să salveze acești politicieni, ci să dea o șansă Republicii Moldova. Pe de altă parte, eu nu înțeleg cum Aur, fie că e România sau Moldova, poate să fie pro-Europa, pro-România, pro-NATO în Republica Moldova, când aici, acasă, la noi, în România, în Parlamentul României și mai departe, au avut. Senatoarea Șoșoacă și-a cerut scuze Federației Ruse, am văzut-o zilele trecute, era cu un băiat de la Sputnik, făceau poze pe la ambasada Federației Ruse. Da, a fost pe listele Aur. George Simion are interdicție de a intra în Republica Moldova, președintele lor, da? Pe de altă parte, l-au propus premier pe Călin Georgescu. Oricine caută pe Google va descoperi că domnul Călin Georgescu este un mare admirator al Federației Ruse și ne vorbește despre înțelepciunea Rusiei și despre Putin și despre cum, de fapt, suntem sclavi în fața Europei și a Occidentului. Deci, este o... Joacă o carte falsă. O carte falsă. Da, da, în Republica Moldova, pentru deturnarea polului unionist, pentru a, până la urmă, nu poți să spui că ești pro-România, pro-Europa, pro-NATO, când tot ce faci e anarhie. De exemplu, președintele lor de pe Moldova a spus că România a introdus vize pentru Republica Moldova. Cum se poate o asemenea minciună, o asemenea propagandă, o asemenea manipulare când ești pro-România, dar de fapt acuz România că a introdus vize pentru cetățenii Republicii Moldova. Ei nu au avut nicio inițiativă la nivelul Parlamentului României pro-Basarabia. Deci, din acest punct de vedere, este limpede că rolul și obiectivul Aur în Moldova este acesta de a deturna polul unionist. Și singurul partid unionist care face asta de ani de zile este PUNul. PUNul inițial a propus un bloc unionist acolo. Aur nu a dorit acest.